Ca la fiecare început de iarnă îmi fac să pun hidratant pentru mâini pentru că, na, deci uscăciunea pământului la mine și am zis că dacă tot îl fac să filmez rețeta, să o împărtășesc și cu voi. Săpunul ăsta hidratează super, super bine mâinile, mie îmi place la nebunie, se face super, mega ușor, adică cea mai simplă rețetă de săpun hidratant, eu îl folosesc numai pentru mâini, dar se poate folosi pentru tot corpul. Hai să vă arăt ingredientele pe care le-am folosit, eu le folosesc la ochi, știți asta deja. Am aici nucă de cocos, comestibilă. Voi mai folosi și puțin ulei de măsline în care am pus la macerat foi de dafin, vi l-am arătat eu într-un alt video, foarte puțin o să punem și din acest ulei. Ingredientul principal, am putea să spunem, uleiul de cocos. Vedeți că este pe bază de cocos săpunul, adică hidratant. Am aici ulei de cocos. Ce mai avem? Niște miere și asta hidratează foarte mult și repară totodată, așa că o să o punem și din dânsa și un baton din ăsta, o pastilă, cum îi se spune, de săpun de glicerină. Și niște forme. Puteți folosi și pahare de plastic de unică folosință, nu trebuie să aveți neapărat forme. Și un recipient în care să topim săpunul. Începem prin răzuirea săpunului. Eu fac acest proces pentru ca săpunul să se topească mai repede. Atunci când cumpărați săpunul de glicerină, că e foarte important, mi-ați spus că nu se topește unele din voi. Încercați-l cu degetul. Dacă este moale la atingere, este un săpun care se va topi rapid și încercați să fie unul de calitate. Mai bine îl cumpărați din farmacie decât de la magazin, să zic așa, ca să fiți sigure că se va topi. Și dacă nu aveți săpun de glicerină, un săpun de casă ar fi ideal. După ce am răzuit tot săpunul, repet, pentru ca el să se topească mai rapid, adaug 3 lingurițe de cocos. Îl pun la foc mic, la topit. Amestec din când în când cu un bețișor și vedeți că începe ușor, ușor să se topească. Trebuie să mai amestecăm din când în când să nu se ardă situația pe acolo. Bun, între timp pregătim celelalte ingrediente. Când săpunul s-a topit și mai are puțin el puțin să se topească, sting focul și adaug o lingură generoasă de miere, după cum se poate aprecia. O pun acolo. Rețineți, focul este stins. Mai apoi 2 linguri de ulei de cocos, 2 linguri generoase, să spun așa, vedeți că a început să se topească, l-am lăsat afară. Și amestec acolo până se topesc și astea 2 ingrediente pe care le-am adăugat, iar la final adaug și 2-3 lingurițe din uleiul ăsta, din maceratul ăsta. Uleiul de măsline știm cu toții că hidratează super bine și am zis să folosesc uleiul ăsta în care am frunze de dafin, că e mai sănătos, așa, e mai curativ. După care pun în forme și aștept să se răcească. Dacă vreți să meargă treaba pe repede înainte, băgați formele la frigider sau la congelator și în câteva minute aveți săpunul solidificat. Dacă nu lăsați, dacă nu e cald în casă, lăsați așa să se întărească până este gata. Veți vedea că uleiul va rămâne deasupra și vor fi 2 culori, adică unde e albul va fi uleiul de cocos solidificat, iar mai jos unde e gălbior vor fi celelalte ingrediente. Și uite așa arată săpunul meu hidratant după câteva minute la congelator, că eu am dat-o pe repede înainte, n-am stat să aștept că aveam nevoie de el, că am niște mâini vai de vețișoara mea. Trebuie menționat faptul că acest săpun nu face spumă, adică nu vă așteptați să vă fac acolo clăbuci, că nu. Ia uitați-l ce frumos e în 2 forme și repet că unde e situația hidratantă e în partea albă, unde e uleiul de cocos. Ca să-l păstrez, îl pun în folie din asta transparentă și îl pun în loc întunecos și răcoros în baie, pe o etajeră acolo. Și îl folosesc în fiecare sfântă zi ca să ameliorez oarecum situația în ceea ce privește mâinile mele super uscate. Vedeți că nu face spumă, e doar hidratat. Vreau să vă arăt cum arată mâinile mele după ce l-am spălat cu acest săpun super hidratate. Sper să vă fie și vouă de folos rețeta asta. V-am pupat, să aveți o seară faină în continuare.